Constantin a schimbat calendarul. Cum au ajuns ciclurile romane, babiloniene să domine timpul modern? În această secțiune vom discuta despre calculul timpului a trei grupuri diferite în era Noului Testament. Aceste trei grupuri sunt romanii, evrei și omul din Galileea și ucenicii săi. Prin această examinare vom ajunge să înțelegem modul în care calculul timpului a evoluat de la sistemul scriptural în calendarul în care majoritatea dintre noi se află în perioada modernă. Pe măsură ce analizăm faptele, fiți pregătiți pentru unele surprize uimitoare. Începem cu sistemul roman, care a evoluat în esență în sistemul pe care îl avem astăzi. Calendarul Republicii Romane. Calendarul foarte timpuriu folosit de romani a fost lunar, similar cu alții, deși detaliile acestui calendar roman cel mai vechi sunt obscure. Prin vremurile republicane, calendarul roman este bine documentat. Anumite obiceiuri religioase romane, precum și subdiviziunile lunare ale lui Calends, Nones și Ides, indică faptul că calendarul era lunar și că lunile au început să fie observate direct de către un preot al semilunii lunii noi. În calendarul republican roman, lunile conțin trei marcaje primare, Calends, Nones și Ides. Calends au fost întotdeauna prima zi a lunii. Nonele erau de obicei pe locul 5, dar uneori pe locul 7, iar Ides erau pe locul 15, dar uneori pe al 13-lea. Toate zilele după Ides au fost numerotate prin numărarea în jos spre Calends din luna următoare. De altfel, acest cuvânt latin, calends, de unde vine cuvântul nostru din limba engleză. Acest sistem era vag ca săptămânile lunare pe care le-am găsit în alte calendare, în sensul de a fi legate de ciclul lunii. Sărbătorile au fost în general adunate pentru a forma sărbători continue, iar zilele rămase ale lunii erau de obicei zile de lucru nesemnificative. În calendarul republican roman găsim un ciclu recurent distinct de ciclu lunar. Aceasta nu a fost încă o săptămână așa cum o știm astăzi, dar după încă câteva secole, mult după epoca Noului Testament, a evoluat în cele din urmă. Această săptămână a avut un ciclu recurent de 8 zile, numit nundine, egal 9 zile, 9 din cauza numărării inclusive. Acest lucru nu a fost în niciun caz un ciclu fix, așa cum pare să fie săptămâna noastră modernă de 7 zile. Acest lucru este demonstrat din faptul că nu a fost întotdeauna de 8 zile, uneori era de 10, ori pe baza afacerilor și a comerțului. Săptămâna romană nu a fost religioasă, dar a indicat inițial zilele în care va avea loc o piață în Roma. A fost pur și simplu un program de când se putea face afaceri și era ceva de genul unui program de tren sau de autobuz. În acest sens, nu a fost privită strict ca o diviziune a timpului, așa cum se vede astăzi săptămâna. Calendarele extinse romane indică acest interval, dând fiecărei zile consecutive o literă A până la H. Rețineți că acesta a fost pur și simplu un marcator spațiu pentru fiecare zi.
Romanii nu au numit zilele individuale ziua A, ziua B, ziua C, etc. Calendarul Iulian. Calendarul Iulian a fost o modificare majoră de către Iulius Cezar a calendarului republican. În calitate de Pontifex Maximus, Cezar a fost responsabil pentru buna funcționare a calendarului de la Roma, pe care o neglijență anterioară a altor pontificii le-a permis să cadă în spatele anotimpurilor. În cel de-al doilea an al dictaturii lui Cezar, 47 înainte de Hristos, calendarul se desfășura cu 90 de zile în spatele anotimpurilor, în mare parte datorită manipulării politice a calendarului. Cezar și-a început reforma calendaristică ordonând un an jumătate obișnuit, intercalarea unei luni lunare. Asta nu a fost suficient pentru a rezolva problema. De aceea, în cea de-a doua consultare, el a inserat 67 de zile, exact cum nu este perfect clar, dar probabil 2 luni între noiembrie și decembrie, de 22 și 23 de zile, plus o altă lună intercalară după februarie. Cu această fixare, între ghilimele, până la sfârșitul anului, știm că în anul 46 înainte de Hristos, calendarul a fost aproape în sincronizare cu anotimpurile.